Patricia Țigă are deja 3 victorii consecutive la superturneul de la Miami după cele 2 victorii în calificări. Partia a trecut și de Heather Watson cu 7-6, 6-1. Jocul tenismenei gălățene oferă speranțe pentru un salt în clasamentul WTA. Noi am fost antrenat de 6 luni la început. Restul a fost Monica Ciobanu sau nu știu cum o cheama de doamnă și apoi Dimulescu. O fetiță muncitoare, o fetiță care merită și merită locul unde este. Nu întâmplător a ajuns acolo. A revenit după ce a avut 6 luni, a fost bolnavă de hepatită, a revenit și prin muncă și ambiție, uite că a ajuns unde este acum. Patricia o va întâlni vineri seara pe Cristina Mladenovic, o jucătoare aflată în mare formă. Franțuzoica a învins-o clar pe Simona Halep la Indian Wells. Da, poate, dacă are încredere în ea, Mladenovic, da, am văzut-o la Ruș, la Petersburg, nu a mai jucat, ci a jucat acum. Fiecare meci are altă istorie. Eu zic că da, dacă joacă cu încredere și poate să producă o surpriză și până la urmă, Mladenovic este o jucătoare bună, așa că dacă va fi îngenunchiată, nu este o chiar surpriză pentru ea că va fi bătută de Mladenovic. Dar eu zic că s-o bată, poate să o încurce, să-i dea puțin de furcă. Patricia Țig are calități extraordinare și dacă este concentrată pe tot parcursul meciului, poate să învingă aproape orice adversară.